Proteste de amploare în mai multe orașe din Israel, chiar în Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Oamenii au ieșit în stradă, tot mai nemulțumiți de modul în care criza ostaticilor este gestionată de Benjamin Netanyahu. Premierul israelian este însă de părere că, de fapt, protestele nu fac altceva decât să întărească poziția grupării teroriste Hamas. Câteva mii de oameni au ieșit pe străzile din Tel Aviv pentru a-și arăta nemulțumirea față de modul în care guvernul condus de premierul Benjamin Netanyahu gestionează criza ostaticilor. Printre cei ieșiți în stradă se numără și rudele celor încă aflați în mașinile teroriștilor Hamas. În cele din urmă, o parte a protestatarilor din Tel Aviv au fost împrăștiați de poliția călare. Mai mulți demonstranți au fost arestați, iar premierul Benjamin Netanyahu a criticat protestele pe motiv că, de fapt, ar slăbi poziția Israelului. Zerak mehazek et adrișot și la Hamas. Zerak magbir et adrișot și la el. De mahik et a ia ce culan roțim, bo, zerat col hatufen. În timp ce premierul israelian făcea declarații la televizor, în fața locuinței lui din Cezaria, avea loc un alt protest la care a luat parte și fratele unui ostatic, care între timp a și fost ucis. Nu sunt primele proteste antiguvernamentale de care Israelul are parte de la începutul războiului din fâșia Gaza. Cu fiecare protest, însă, premierul Benjamin Netanyahu are parte de o opoziție tot mai mare.